Locuitorii satului Răculești din raionul Crioleni, unde oamenii legii au descoperit într-un depozit cel puțin 10 elicoptere în diferite stadii de producere, spun că nu au știut despre afacerea clandestină din localitatea lor. Muncitorii care erau implicați în producerea elicopterelor activau în acest depozit care se află nu departe de școala din localitate și de drumul central care trece prin sat. Hangarul este ferit de ochii lumii de un gard înalt, iar în curte mai sunt și alte construcții. Mai mult, zona este supravegheată de camere video. Vestea că în hangarul din localitatea lor se fabrică elicoptere i-au luat prin surprindere pe consăteni. Ați știut despre? Nu știu, nu am știut. Cum așa? Prima dată? Nu știu. N-ați auzit niciodată? Nu. Da. Nu știu. Dar cum așa? Acolo se construia și nu... Nu știu nimic. Nu știu. Dar cine lucrează? Am auzit că iese, dar nu știm. Dar când ați auzit? Mai de mult sau azi? Ei, era mica... 5 ani urmă, 6, dar nu știm. Totuși, unii săteni spun că elicopterele se fabrică de mulți ani. Pe vremea lui Voroni. Da, nu am uia. Da. Întotdeauna se făceau elicoptere, nu? Da, întotdeauna se făceau elicoptere. Dar lucrează lumea din sat? Nu mă filmă. Am încercat să vorbim cu primarul localității Ludmila Buzgan pentru a clarifica situația, însă în după-amiaza zilei de ieri primăria localității era pustie. La fața locului l-am găsit doar pe paznic, care nu a vrut să ne zică mai multe detalii. Acesta a spus că nu cunoaște pe nimeni dintre cei care lucrau în depozit. Nu știu, nu-s de mult hranică aici. De cât timp? Am o băcă de an, dacă ești. Și câte elicoptere s-au făcut până acum? Nu știu, văd că nu au luat mașină, dacă... Potrivit procurorilor care au descins în acest depozit împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, elicopterele identice modelului K-26 produse pe ascuns urmau să fie exportate ilegal în spațiul CSI, iar membrii grupării care desfășurau activitatea sunt în mare parte locuitori din regiunea transnistreană. Procuratura pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale și Inspectoratul Național de Investigații au inițiat o anchetă penală, iar cei care vor fi găsiți vinovați riscă până la 10 ani de închisoare.